în stat de cerșit, bolul de cerșit, te duci, te așezi în fața unei porți sau uși, spui Om Narayana, 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 o tată. Și încă de două ori. Nu ai ieșit nimeni, ai plecat. Te duci la următoarea casă. Asta e bătut. Tu vorbești cu Narayana. Deci, Narayana e Vishnu. Om e om. Este om, ai om sau om, Narayana, Narayana, Narayana. Narayana e Vishnu, dar Narayana e și guru tuturor. Guru original este Narayana. Înainte de oricine e Narayana. Și în tradiția obișnuită, și în tradiția Shivaită. Tot Narayana e. Deci, om, Narayana, Narayana, Narayana. O dată, de două ori, de trei ori. La un interval, așa. Deci nici nu împingi lucrurile, doar spui de trei ori și pleci. N-ai și nimeni să-ți spune, nu-ți pare rău, ai plecat la următoarea ușă. Dacă la... Nu mai știu exact, dacă la trei, la cinci case consecutive, nu ți s-a răspuns. E clar că Narayana sau Ișoara nu vrea să-ți dea în ziua aia de mâncare. Ceva n-ai făcut cum trebuie, fiat în ziua aia. Și nu trebuie să mănânci. Te întorci la locul unde consider că ai reședința, locul unde trăiești, te duci și bei apă, că asta nu trebuie să o ceri, vii după stradă de ordine de la 8:30, de la așa, ai băut apă și ți-ai potolit foamea cu apă. Și atât. După care încerci a doua zi. Oricum nu se recomandă că o masă pe zi și asta trebuie, la budist, de exemplu, e mai dură. Deci nu poți să te duci după ora 12 la cerșit. Odată ce e soare la amiază, la sus, nu poți să te... Dacă a trecut soarele de ora 12, nu mai poți să te duci. La hinduși e mai relaxat. Budiștii au reguli și mai dure decât hinduși, dar totuși inspirate la hinduși. La hinduși o altă regulă, de exemplu, seara, dacă te duce după masă, zice, nu trebuie să te duci înainte să se stângă fumul, care iese în India, în general, la ora 5-6 după amiază, vezi o perdea de fum în toate satele. Deci o perdea de fum care se așterne în toate satele. Mergi cu trenul, simți mirosul ăsta la orele astea, 5-6-7, mereu, în tren. Deci e peste tot fum, se gătește. Se pregătește masa de seară. Și zice, nu trebuie să te duci în călugăr, nu poate să ducă să cerșească, să ceară de mâncare înainte ca fumul să se fi stins. Adică asta e semn că s-a stins fumul, lumea a mâncat, cei membri de acolo, din familie și le-a mai rămas ceva. Deci tu nu ai voie decât să te duci după ce ei și-au potolit foamea. Și dacă le-a rămas ceva, atunci ești pentru tine, probabil. Dar nu poți să te duci înainte, deci în timp ce încă e fum. Da? În fine, sunt multe reguli. Dar deci, viața asta de căutător de adevăr este pentru un călugăr în principiu, da? În principal. Dar asta numai dacă vrei să faci... să duci la maximum șansele, da? Să mergi cu, să ai șanse maxim să realizezi. Măcar te pregătești, măcar știi atât. Am renunțat la asta, la asta, la asta, la tot. Am luat, vows, jurăminte, să nu fac asta, să nu fac asta, să nu mă preocup de asta și la asta. Și totuși nu s-a întâmplat în viața asta. Mai mult. Atât n-ai ce să faci. Asta e, atâta ți-e capacitatea. Ai făcut tot ce trebuie de renunțare, da? Ai renunțat la tot, dar totuși nu s-a întâmplat. N-are nimic, urmează viața următoare. Să continui de unde ai rămas. Deci, unul care a renunțat are șanse mai mari, totuși. Din cauza că el va avea timp, dacă știe, știi, să dea importanță minimă mâncării, îmbrăcăminței și astea, va avea timp. Pe de altă parte, sunt și obstacole. Nu pot să spun că toți care sunt în India
beneficiază, toți călugării care sunt în India, au un mare avantaj în faptul că sunt călugări și că au timp. Nu, mulți, la mulți situații invers. Deci, deși au timp, totuși își pierd timpul în tot felul de activități. Chiar unora le place să meargă. Le place să meargă, să se plimbe. Să plimbă în jurul muntelui, al Nacea. Să plimbă mai mult decât trebuie. Chiar de importanță prea mare actului de a merge în jurul muntelui, un act sacru la ei, dar la cei care îmbrățișează calea acțiunii. În Advaita nu se recomandă așa ceva. Te așezi într-un loc, stai și reflectezi și meditezi asupra adevărului. Nu te plimbi în jurul muntelui. Ocazul, la multe zile, da, la multe zile. Mulți în India, care nu au, cei care ascezi, care sunt oamenii care nu au capacitatea de a sta într-un loc, nu au răbdarea, nu au ce să facă într-un loc, își găsesc de lucru mișcându-se dintr-un loc în altul. Sau cerșind în loc de o dată, într-o masă pe zi, trei. Își dau seama că se pot mișca atât de repede încât să prindă masa de la trei ashrame. Deci trei ashrame îi dau mesele. Ramana ashrama, Seshadri ashram și Yogi Rasurat Kumar ashram. Deci toate cele trei din Tiruvannamala te dau mese. Unul la 11, la 11 și Matei și la 12. Ce făceau cei adunați în față la Ramana ashrama? Luau repede de la Ramana ashrama, fugeau repede de la Seshadri ashram și dacă mai aveau, că era 500 de metri între Seshadri ashram și Yogi Rasurat Kumar, așa, fugeau repede pe jos, numai că nu-și permit un rickshaw sau... Fugeau și mai luau masă. Trei. După care, mâncau. E normal că seara nu se dă nicăieri, nu se mai dă mâncare, decât o dată pe zi. Dar se dă mai multe lucruri. Chiar în Tiruvannamala, am văzut cu un swami care-l cunosc canadien, swami Devananda, din India de 40 de ani, mi-a zis, în Tiruvannamala, nu e problem cu mâncare. Numai să nu fii pretențios. Dar aici e problema cu cazarea. E locuință unde să stai ceva gratis sau ceva foarte ieftin, cam la 10-15 dolari pe lună, e greu de găsit. Dar mâncare, zice, dacă vrei mâncare pentru sadhus, pentru swami, te așezi în linie și îți vine rândul și ții. Îți dă și ție. Oricine ai fi. Chiar străin. Am văzut și străini care au ajuns la limită, n-au mai avut bani, măcar temporar s-au dus și au aflat și la mijlocul ăsta, modul ăsta de a se hrăni. Și nu mă uit. Deci este totuși, sunt șanse mai mari, cel puțin teoretic, ca un călugăr advaitiv să realizeze mai repede adevărul, pentru că el nu o să aibă preocupările lui Relu, care încă lucrează, că nu trebuie să lucreze la vârsta lui. Trebuie să fie pensionat de mult. Asta... Sau să aibă alt tip de activități, știi, din breaza și... Chiar și natura e obstacol, natura. Ideea că vrei să mergi în natură și că vrei să te uiți la păsărea aia care îți spune, sau la ghețișoară. Chiar și asta e obstacol. Îți spun, în Advaita și muzica e obstacol. De ce? Pentru că îți încurajează simțurile. Primul rând te ține legat de exterior și spune, a, aud bine, frumos, da. Deci gurul meu s-o am și antenanda. Venea, asista, auzea că se cântă în așa încălă cu diverse